Salut, Lei! Voi face citirea pentru data de 5 mai, luna plină în Scorpion, eclipsa de lună care se formează odată cu luna plină, nu întotdeauna, numai când este aproape de nodurile lunare. Știți că am avut eclipsa de soare, acum eclipsa de lună. Această eclipsă ne influențează până în toamnă, când avem următoarele eclipse de soare și de lună. Bun. Este în Scorpion, pentru voi reprezintă Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, casa a patra. Trecut, cămin, familie, relația cu părinții, de obicei părintele de același sex. Deci să vedem ce se întâmplă, ce sfat vă dă oracolul Lenormand pentru voi în această situație, cu această eclipsă care ne influențează toată perioada asta. Haideți să vedem. Turnul. Am putea spune că trebuie să vă așteptați la un răspuns din partea unei instituții. Orice poate să fie. Poate să fie și instituție vamală, poate să fie și spital, poate să fie și universitate. Ceva, o instituție de stat care vă răspunde, vă trimite un răspuns în perioada asta, dar acest răspuns să vedem ce, despre ce este vorba. Sau chiar și judecătorie. De un accident, undeva unde ați vrut să aveți fericirea sau o operație. Deci, întotdeauna când apare această coasă, ne gândim la o tăietură. Până la urmă, poate să fie și ceva minor, dar asta ar trebui să gândim. Sau un accident. Și această fericire pe care vă doreați, dar să nu uităm că aici apare și o blocajul. Pentru voi aici, clar, veți avea un blocaj, tocmai poate din acest accident. Se întâmplă și acest lucru, voi vă doriți fericirea, dar aveți acest munte în fața voastră. Sfatul ar fi păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre, fiindcă altfel s-ar putea să fie folosită de ceilalți. Că așa se întâmplă de obicei, dacă știm că cineva e fericit, hop și noi să facem ceva rău. Asta este o... Nu am zis, de asta suntem oameni. Bun. Haide să vedem. Temperanță, cumpătare. Deci, sfatul din partea tarotului hermetic ar fi să fiți cumpătați, să studiați forțele care intră în joc pentru acest răspuns pe care îl primiți din partea instituțiilor. Astfel încât să țineți totul sub control, să puteți să controlați situația, să puteți să echilibrați forțele și să puteți să ajungeți unde vă doriți sau chiar să aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți. Să vedem cele trei arcane, 8 de spade, 3 de monede, 2 de monede. Deci am putea spune că pentru voi este și o veste care vă dă așa peste cap, cum să spun, o informație, o veste care legat poate de acest accident sau de acest blocaj, unde vă dați seama că totul se răstoarnă. Voi aveați niște planuri și vă treziți cu alt plan și nu puteți da răspuns. Este un blocaj. Optul de spade este un blocaj mental, adică nu puteți să găsiți o soluție mental, dar dacă vă liniștiți, această soluție va veni ușor spre voi, prin creativitatea voastră,
pe care am zice treiul de monede, asta reprezintă o creație care este la început, dar este o creație care este urmărită de ceilalți și mare atenție trebuie să o conduceți genial pentru a primi ceea ce vă doriți voi cu acest trei de monede. Și bineînțeles, o situație în care vă dă chiar această fericire este doiul de monede, fiindcă veți primi bani, bani pentru munca voastră, bani pentru eforturile voastre, chiar și cele făcute peste program, și acești bani vă dau o stare de bine, puteți să investiți în ce vă doriți voi, puteți să vă achitați de niște datorii și chiar să vă și distrați. Deci, aceasta ar fi situația. Deci, voi veți primi, așa cum am spus, probabil că o informație legată de un accident sau de o problemă de sănătate. Acest lucru vă dă totuși un blocaj prin acest 8 de spade cu acest blocaj pe care îl aveți, dar folosindu-vă creativitatea, voi puteți să ajungeți să fiți fericiți cu acest 2 de monede. Vedem ce spun runele. Ăsta care spune bine, ăsta nu spune nimic. Acum le strâng pe toate. Uitați-vă, răspuns de la instituție. Răspuns de la o instituție. Primiți un răspuns de la o instituție. Am putea spune că voi ați fost într-o poziție să alegeți ceva, să decideți voi la un moment dat să faceți ceva și n-ați făcut o alegere bună. Acest lucru s-ar putea să fie acest 8 de spade, deci așa cum am spus, poate fi legat 8-ul de spade și de blocaj, dar și în primul rând de blocaj, dar și de acest accident. Și acest blocaj v-a dus într-un final într-o situație în care orice mișcare ați face nu merge. Tot timpul vă blocați. Acest blocaj. Și am putea spune că acest lucru puteți să-l deblocați dacă căutați un răspuns de la o persoană calificată. Poate că voi asta ați și făcut, ați căutat un răspuns la o persoană calificată. Răspunsul îl primiți, dar în primul rând depinde totul de voi. Dacă voi vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, corect, și sunteți fermi în a vă păstra această poziție, atunci veți fi susținuți de divinitate și acest aspect al vostru vă ajută să schimbați această situație și să ajungeți la o situație benefică unde să primiți daruri și uitați-vă, fericirea, daruri sentimentale, dar întotdeauna aceste daruri când este și soarele, este bine să le păstrați în sanctuarul inimii voastre, să nu le etalați, să nu le arătați celorlalți, fiindcă stârnește invidia. Deci asta este sfatul. Soarele întotdeauna spune, păstrează-ți fericirea în sanctuarul inimii tale sau în cercul conjugal. Aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați că totul depinde de voi.